dedicată expunerii rezultatelor activităților realizate de către Ministerul Agriculturii pentru anul 2018. Așa spuneam tradițional, fiindcă an de an Ministerul vine cu raportul realizărilor, care au fost succesele, care au fost eșecurile, problemele, dificultățile care le-am întâmpinat pe parcursul acestui an. A fost un exercițiu destul de complicat, dar pe de altă parte am avut și anumite rezultate, rezultate care urmează să fie împărtășite cu dumneavoastră. Și în acest sens, împreună cu colegii, secretarii de stat, secretarul general, ne propunem pe fiecare domeniu să facem o trecere în revistă a tuturor acelor acțiuni și rezultate care au fost atinse pe parcursul acestui an. La fel, ne propunem ca tot în cadrul acestui eveniment, folosim această platformă și această ocazie, să emanăm 28 de certificate beneficiarilor de granturi în cadrul programului Agricultura Competitivă Moldova, programul MACPI, componenta 2, și anume managementul durabil a terenurilor. Deci am invitat în sală și reprezentanții producătorilor agricoli, fapt pentru care vreau să-i felicit pentru acest succes. Și în așa fel să relatăm rezultatele deja la propriu a activităților sau reușitelor care au fost înregistrate pe parcursul anului 2018. Înainte de a începe, vreau să vin cu o noutate bună. Începând cu ziua de astăzi, echipa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului are un nou secretar de stat și vreau să vă-l prezint. Este vorba de domnul Vecislav Cernat, care a fost, prin decizia guvernului de ieri, a fost numit în funcția respectivă și dumnealui va fi responsabil de domeniul zootehnic, de domeniul producției de origine animală, inclusiv siguranța și inofensivitatea producției. Vorbim de tot spectrul de politici care sunt în domeniul de reglementare a Ministerului Agriculturii și din numele echipii vrem să-i urăm succese, multe realizări frumoase și activitate cât mai productivă. Avem foarte multe lucruri de realizat, de aceea așteptările sunt pe măsură și de aceea trebuie cât mai rapid să ne încadrăm și să atingem acele obiective care le avem în față pe domeniul respectiv. Deci, stimați colegi, începem cu primul subiect, este vorba de rezultatele activității Ministerului Agriculturii pentru anul 2018, dar și anumite viziuni sau planuri care le avem pentru anul 2019. Anul 2018 a fost un an destul de dificil, din mai multe puncte de vedere. Dacă vorbim din punct de vedere instituțional, practic este primul an în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale a intrat într-o nouă structură. Minister care, ca rezultat a reformei guvernului, a acumulat trei domenii importante sau funcțiile a trei ministerii deținute anterior. Este vorba de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării Regionale, dar și Ministerul Mediului. Practic trei domenii importante care deja sunt încadrate în cadrul acestui minister. Ca și orice instituție, la începutul anului stabilim obiectivele. Deci, în acest sens, vreau să menționez că obiectivele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale și Mediului rezultă, de fapt, din acele obiective care sunt stabilite în programul de activitate a Guvernului 2016-2018, dar și politicile sectoriale care sunt aprobate la ziua de astăzi, planurile de acțiuni, respectiv dacă să facem o generalizare, principalele obiective ale Ministerului Agriculturii au rezultat în primul rând din necesitatea de a realiza în continuare angajamentele trasate în acordul de asociere pentru a asigura concordanță cu cadrul legal european, creșterea finanțării sectorului agroindustrial și stimularea investițiilor pentru modernizarea și creșterea competitivității sectorului agroindustrial, gestionarea durabilă a resurselor naturale, un domeniu extrem de important atribuit ministerului. La fel, creșterea investițiilor în infrastructura regională și locală pentru a asigura accesul cetățenilor la servicii publice calitative
Și un ultim obiectiv este vorba de consolidarea capacităților instituționale a entităților din domeniul protecției mediului pentru a asigura funcționarea eficientă a sectorului. Reieșind din aceste obiective, reieșind din eforturile care le-au depus producătorii agricoli, noi am reușit în acest an să avem rezultate destul de bune, dacă să mă refer la sectorul agricol. Am înregistrat recorduri la diverse produse sau la diverse culturi care au fost cultivate pe parcursul acestui an. Deci, ca rezultat sau ca o generalizare a activității agricole, avem o creștere în acest sector, o creștere a volumului de producție globală cu aproximativ 12%. La fel avem o creștere a investițiilor în sector. Acest lucru, cum spuneam, se datorează eforturilor și implicărilor percepției producătorilor agricoli, înțelegerea lor că fără investiții este dificil să dezvoltăm un sector agricol eficient, productiv, competitiv și datorită inclusiv atenției și suportului pe care îl oferă statul prin programele de dezvoltare, cât și programele finanțate de partenerii de dezvoltare, noi am reușit să atragem investiții în sectorul agroindustrial de peste 6,1 miliarde lei. Acest lucru, desigur, a generat și o solicitare mai mare pe subvenții care statul le acordă din cadrul Fondului Național de Dezvoltare Agricolă și Mediu Rural și valoarea totală a subvențiilor solicitate de producătorii agricoli a depășit 1 miliard de lei. Este, de fapt, pentru prima dată când avem o cerere atât de mare. Acest lucru demonstrează încă o dată interesul sporit din partea producătorilor agricoli, dinamica pozitivă pe domeniul investițiilor în sectorul agricol și acest lucru creează mai multă certitudine și încredere asupra creșterii sectorului, creșterii performanței și competitivității sectorului agricol. Desigur, toate aceste rezultate, investiții, creșterea calității, creșterea volumului de producție, toate generează și impact pozitiv asupra exporturilor de producție agricolă și vreau să vă spun că în acest an avem o creștere a exporturilor cu aproximativ 15%. Vorbeam de unul de obiectivele care le are Ministerul și anume realizarea angajamentelor care rezultă din acordul de asociere. Vreau să vă spun că continuăm să valorificăm pe deplin efectele pozitive ale acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Deci, de la an la an, exporturile de producție agroalimentară în piața Uniunii Europene este în creștere. Conform datelor preliminare la această etapă, putem vorbi de aproximativ 56% exporturi care sunt direcționate în Uniunea Europeană din totalul producției exportate. Iar dacă facem o paralelă cu situația anului 2017, peste 22% au crescut exporturile în Uniunea Europeană. La fel pe domeniul dezvoltării regionale, domeniul care e important atribuit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin proiectele finanțate din bugetul statului, prin proiectele finanțate din partea partenerilor de dezvoltare, am asigurat implementarea diferitor proiecte de îmbunătățire a accesului cetățenilor la servicii de apă și sanitații, proiecte de infrastructură, conectare la apeducte, canalizare și așa mai departe. Vorbim de o cifră de peste 50.000 de cetățeni care, grație proiectelor gestionate, implementate cu suportul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, au fost asigurate pe parcursul anului 2018. La fel au fost lansate proiecte noi, unul dintre care ține de programul Startup pentru tineri și femei, cei care se lansează pentru prima dată în afaceri aferente sectorului agroindustrial, au putut beneficia de aceste facilități prin oferirea 65% din valoarea investițiilor realizate de către tineri, adică persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, sau femei. Acest proiect la fel s-a cununat cu un deosebit succes.
avem mai multe solicitări din partea tinerilor, din partea femeilor, pe domeniile importante ale sectorului agricol, pe domenii cu valoare adăugată, investiții în înființarea plantațiilor multianuale, investiții în producerea legumelor pe teren protejat, investiții în infrastructură post-recoltare, sectorul zootehnic și alte domenii importante. În acest sens, fiind alocate suma de 45 de milioane de lei în acest an. Vorbeam despre realizările în cadrul acordului de asociere, acord care presupune numeroase acte europene care urmează a fi armonizate sau care urmează a fi transpuse, mai bine spus, în legislația Republicii Moldova. Vreau să vă zic că peste 40% din numărul total de acte europene care urmează a fi transpuse în legislația Republicii Moldova îi revin Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și vreau să vă spun că la această etapă avem peste 77% acte care urmau a fi armonizate în acest an au fost deja elaborate, promovate și adoptate. Vorbim de aproximativ 33 de acte legislative sau hotărâri de guvern. La fel, un alt angajament care rezultă la fel din acordul de asociere ține de consolidarea capacităților instituționale ale entităților subordonate prin implementarea programului EMPART sau programului Twinning. Începând cu 2016, Republica Moldova beneficiază de facilitățile oferite de Uniunea Europeană în cadrul Programului European de Dezvoltare Agricolă și Mediu Rural, programul EMPART, care a oferit Republicii Moldova posibilitatea de finanțare a circa 64 de milioane de euro, dintre care 11 milioane îi constituie asistența tehnică, adică expertiză, armonizare de cadru instituțional, cadru legislativ la standardele Uniunii Europene și vreau să spun că cu mândrie în acest an a fost finalizat programul Twinning privind întărirea capacităților instituționale în cadrul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, care am avut onoarea să o conduc până în luna septembrie și acum în luna noiembrie a fost finalizat acest program. Program care a avut drept scop armonizarea cadrului instituțional, structura acestei instituții la standardele UE, ceea ce a făcut-o mai eficientă, mai transparentă și mai conformă standardelor UE, ceea ce va răspunde în continuare la așteptările și necesitățile beneficiarilor de subvenții. Ceea ce ține de finanțare. Este evident că fără finanțare pe măsură este foarte dificil să dezvoltăm un sector agricol performant. Aceea, și în acest an, sectorul agricol s-a bucurat de cea mai mare atenție din partea statului, din partea partenerilor de dezvoltare, dacă vorbim la capitolul finanțare. Ori Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Mediu Rural la ziua de astăzi reprezintă cel mai consistent, cel mai mare fond destinat susținerii activităților din economia națională și în acest an mărimea acestuia a constituit 900 de milioane de lei. Dacă să facem o comparație cu ceea ce am avut în anul 2016, practic avem o majorare cu aproximativ 25% din comparativ cu anul 2016, adică dacă în 2016 am avut 610 milioane, în acest an 900 de milioane de lei a fost fondul disponibil. Și acest lucru a fost posibil inclusiv adoptării legii privind principiile de subvenționare. Anul 2018, de fapt, a fost primul an de implementare acestei legi, care, de fapt, a și generat aceste rezultate pozitive, dinamică pozitivă în partea ce ține de investițiile realizate în sectorul agricol și efectele pozitive în partea ce ține de numărul de beneficiari de subvenții. Și în acest sens vreau să vă informez că în acest an am atins un nou record a numărului de solicitanți. Practic peste 7300 de beneficiari de subvenții au solicitat în acest an suport din partea statului din cadrul Fondului Național de Dezvoltare Agricolă și Mediu Rural. Practic putem vorbi cu 21% mai mulți beneficiari unici de subvenții care au aplicat în anul 2018. Ce am reușit să facem noi cu aceste mijloace, cu implicarea proiectelor, cu implicarea
acelor granturi care au fost oferite inclusiv prin intermediul diverselor proiecte finanțate de partenerii de dezvoltare. Cum spuneam, a fost posibilă atragerea investițiilor de peste 6 miliarde de lei, a fost posibilă atragerea unui sume destul de consistent a investițiilor în procesarea și comercializarea producției agricole, mă refer aici la infrastructura post-recoltare, unde au fost canalizate sau au fost direcționate aproximativ 30% din fondul total de subvenționare. Și aici mă refer la infrastructura post-recoltare, procesare, diverse echipamente și utilaje de procesare, lucru care este îmbucurător, ceea ce demonstrează încă o dată că agricultorii au o orientare corectă în parte ce ține de continuarea activităților, pentru că fără dezvoltarea acestei infrastructuri, fără capacități de diversificare a producției, ne va fi dificil în contextul accesării de noi piețe de desfacere. La fel, avem rezultate pe renovarea parcului de mașini și tractoare, practic alte 30% din Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Mediu Rural a fost direcționat anume la procurarea de mașini, tractoare, utilaje agricole. Peste 4.000 de hectare de plantații multianuale, fie că vorbim de plantații pomicole sau plantații viticole, au fost înființate pe parcursul anului 2018 și la fel mii de credite utilizate în agricultură de către producătorii agricoli au fost compensate dobânzile aferente acestor credite, iarăși o măsură destul de solicitată în cadrul fondului de subvenționare. Spuneam mai sus despre programul care a fost lansat în anul 2018, programul pentru tineri și femei, cei care lansează pentru prima dată afaceri sau proiecte în agricultură, pentru care a fost alocate 45 de milioane de lei. Practic am avut circa 66 de proiecte depuse, în sumă totală de 34 de milioane de lei. Proiect care a presupus sau care vizează crearea peste 130 de locuri de muncă, și circa la ziua de astăzi pot să vă informez că avem deja 13 milioane acceptate și care sunt gata pentru a fi finanțate în contul producătorilor agricoli. La fel folosesc această ocazie în a mulțumi partenerilor de dezvoltare pentru suportul și asistența care a fost oferită și în anul 2018, aferente proiectelor în derulare. Spuneam mai sus că agricultura se bucură de o atenție sporită din partea partenerilor prin diversitatea proiectelor care sunt în implementare pe acest segment. Printre principalele proiecte care au fost derulate și implementate în anul 2018 sunt proiectul Livada Moldovei, care a fost de fapt lansat în 2016, dar este valabil până în anul 2022, și în 2018 au fost debursate circa 10 milioane de euro pentru credite acordate în condiții destul de facile producătorilor agricoli. Când spun condiții facile, mă refer la perioada de grații, mă refer la dobânzi destul de mici la aceste credite. Și mai nou, începând cu acest an, împreună cu directorul unității, chiar am lansat extinderea posibilității de acordare a granturilor și pe alte activități. Dacă anterior vizau doar plantațiile multianuale, începând cu acest an, proiectul s-a extins și asupra producerii legumelor și asupra altor domenii la fel de importante sectorului agricol. La fel, proiectul finanțat de Banca Mondială, proiectul Agricultura Competitivă Moldova, proiect care are două componente relevante în administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu, și mă refer aici la grupuri de producători. Și în acest sens, în anul 2018 au fost constituite două grupuri de producători, iar suportul oferit prin intermediul acestui proiect a constituit peste 400.000 de dolari oferiți sub formă de grant, anume pentru construcția de frigidere, pentru linii de sortare și alte echipamente dezvoltării infrastructurii post-recoltare. Și a doua componentă, care o să asistăm astăzi toți împreună la amânarea celor certificate, este vorba de managementul durabil a terenurilor, adică implementarea practicilor de conservarea solului, agricultură conservativă, no-till, mini-till, practici tot mai necesare și relevante atunci când vorbim de productivitate și eficiență în agricultură. Proiectele IFAD, proiectul IFAD 6, IFAD 7, iarăși la fel cu
suport destul de consistent, fie că este vorba de granturi, fie că vorbim de credite acordate la fel în condiții destul de avantajoase. Agricultura performantă în Moldova, un alt proiect care a fost lansat la finele anului 2017, dar efectiv intrat în activitate în 2018, proiect care vine să pui accent pe dezvoltarea producerii culturilor cu valoare adăugată, fructe, legume, mire de albini, ajutorarea sau suportul producătorilor agricoli în penetrarea de noi piețe de desfaceri, în dezvoltarea practicilor de manipulare post-recoltare și alte activități, sporirea calității, proiect care a vizat sau a acoperit peste 2500 de beneficiari sau producători agricoli care în acest an au beneficiat de suport din partea acestui proiect, fie că vorbim de asistență tehnică, expertiză, instruire și așa mai departe, fie că vorbim de granturi în dezvoltarea sau în infrastructura producătorilor agricoli care sunt orientați spre producerea culturilor cu valoare adăugată. Deci, acestea sunt rezultatele în linii generale despre sectorul agricol. Dacă să mă refer succint la dezvoltarea regională, un domeniu la fel de important, având la bază o serie de strategii, documente de politici, avem și un fond consistent finanțat anual prin legea bugetului, este vorba de fondul de dezvoltare regională, care în anul 2018 a constituit 226 de milioane de lei și care a fost orientat spre finanțarea proiectelor legate de alimentare cu apă și sanitație, managementul deșeurilor solide, la fel drumuri regionale și locale, dar și eficiență energetică în clădiri publice. Mai multe despre cum s-a derulat proiectele pe dezvoltare regională ne va vorbi colegul meu, domnul Dorin Andrus, secretar de stat responsabil de acest domeniu. La fel domeniul mediu, domeniul la fel de important în administrarea Ministerului Agriculturii. Cum spuneam și din obiectivele sau din prioritățile stabilite la începutul anului, unul din obiective a ținut de reformarea instituțională, ajustarea cadrului instituțional la standardele europene, dar și dezvoltarea unui cadru instituțional care să răspundă la necesitățile și așteptările cetățenilor. La acest subiect fiind reformat Inspectoratul Ecologic de Stat, fiind creată o instituție nouă cum este Agenția Mediului și în plan fiind procedura de reorganizare a Agenției Apele Moldovei și Agenției Moldsilva. La fel ne-am axat în această perioadă pe elaborarea și aprobarea cadrului secundar de implementare a legii cu privire la deșeuri, o lege nouă care stabilește o nouă abordare în reglementarea acestui domeniu destul de important. Și nu în ultimul rând, am intensificat colaborarea cu partea ucraineană în domeniul protecției dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru. Dar și alte activități care ne va vorbi doamna Valentina Țapiș, secretar de stat responsabil de sectorul mediu. Deci, stimați colegi, acestea sunt în linii generale principalele rezultate, dar în detaliu ne vor vorbi deja colegii responsabili pe fiecare domeniu. Ceea ce am vrut suplimentar să adaug, cea mai mare provocare în păstrarea unui echilibru a problemelor de zi de zi ale Ministerului și implementarea unei viziuni strategice de dezvoltare a sectorului rămâne în continuare a fi o preocupare. Ținând cont de faptul că am fost desemnat în această funcție, în funcție de ministru practic recent, am avut această misiune importantă de a trece în revistă principalele rezultate pe parcursul acestui an. În continuare vom rămâne pe aceeași undă de a continua implementarea acelor obiective sau acelor proiecte care sunt în administrarea Ministerului Agriculturii, în așa fel ca cetățenii, beneficiarii politicilor elaborate de către Ministerul Agriculturii, serviciilor prestate de către instituțiile de subordine, să răspundă necesităților și așteptărilor lor. Deci, în continuare, vreau să ofer cuvânt domnului Iurie Ușurelu, care ne va vorbi mai mult despre
rezultatele implementării acordului de asociere și cele mai importante realizări ce țin de Ministerul Agriculturii, pentru că vorbim de totalitatea instituțiilor care sunt responsabile de altfel de implementarea acordului de asociere și liber schimb. Cum spuneam, o bună parte din aceste activități îi revin anume Ministerului nostru, iar dumnealui, în calitate de secretar general, pe lângă atribuțiile de coordonare a activității instituționale, activității subdiviziunilor interioare, a fost responsabil direct și de această componentă și vreau ca să-i ofer cuvânt ca să ne relateze mai mult despre rezultatele pe acest domeniu. Mulțumim mult, domnule ministru, stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass media, am onoarea să vă salut și înțeleg interesul dumneavoastră pentru realizările Ministerului. Sper că ceea ce vom relata împreună membrii echipei de conducere a Guvernului va fi o relatare clară, o relatare unde să se expune toate cele ce s-a realizat Ministerul. Personal despre mine, eu voi vorbi realizările pe filiera europeană și vreau să menționez încă o dată și să afirm cu toată demnitatea că integrarea europeană, direcția spre o piață de desfacere foarte bună pentru producătorii agricoli din Republica Moldova, rămâne una din prioritățile principale ale Ministerului și una din preocupările zi de zi a colegilor din diferite departamente a Ministerului. Integrarea europeană, după cum și-a menționat domnul ministru, are loc pe două filiere. Pe de o parte vorbim de cadru regulatoriu, ori nu putem face comerț, nu putem avea relații foarte bune cu o piață bună de desfacere, cu o piață nouă de desfacere, dacă cadrul regulatoriu nu va fi conform, deci nu vom privi aceleași reguli în același format. De aceea, pe durata anului 2016, pe durata anului 2017, cu intensificare pentru anul 2019-18, am avut o conlucrare foarte bună cu toate instituțiile guvernamentale, guvern, parlament, colegii din diferite comisii și am reușit o performanță destul de bună pentru anul acesta să avem un procent de armonizare în jur de 36%, ce aici presupune că din totalul actelor care îl avem de armonizat sau ne-am luat angajamentul pentru a fi transpuse și armonizate, suntem în linie cu angajamentele asumate, respectiv anul 2019 și începutul anului 2020, putem afirma cu toată convingerea că ceea ce ne-am stabilit ca și obiectiv va fi realizat. Pe de altă parte, integrarea europeană presupune gestionarea cărorva fonduri sau absorpția fondurilor care sunt direcționate Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru a eficientiza, pe de o parte, sectorul agroindustrial, pe de altă parte, posibilitatea de gestionare eficientă a banilor publici. A treilea moment este vorba de oferirea posibilităților și facilităților producătorilor agricoli și nu doar producătorilor, dar și consumatorilor de a fi siguri în producția care va fi exportată din Republica Moldova și în Republica Moldova. Și în ultimul rând vorbim despre participarea societății civile, dar pentru fiecare separat. Deci, total, cu Uniunea Europeană, în cadrul programului IMPAR, am avut de asimilat 64 de milioane de euro. Ce înseamnă 64 de milioane? Nu este doar o simplă cifră. Cifra respectivă este compusă din 53 de milioane de euro, care urmau să fie absorbite de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pe parcursul a 3 ani, 2016, 2017, 2018, în îndeplinirea cu condiția, în îndeplinirea condițiilor care erau discutate inițial. Mai multe condiții, mai multe reglementări, dar vreau să zic cu toată certitudinea că Ministerul și-a făcut cu brio funcția în absorbția acestor sume. Anul acesta, procentul de îndeplinire a angajamentelor privind absorbția surselor financiare europene constituie 95%, fapt confirmat de către echipa de experți venită de la Comunitatea Europeană.
Un alt domeniu destul de important a fost domeniul fortificării capacităților Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, programul Twinning de 1.200.000 de euro, care a rezultat în crearea unei agenții cu capacități de lucru în format european, agenție care poate să asimileze și să distribuie sursele financiare din către producătorii agricoli din Republica Moldova, conform rigorilor și politicilor stabilite. Ceea ce s-a întâmplat pe parcursul 2017-2018, ați fost fiecare dintre dumneavoastră martori, mai ales doar câteva cifre. Dacă vorbim anul 2015, unde am avut în jur de 3.500 de cereri depuse spre finanțare, anul 2018 se încheie cu o cifră de peste 7.500 de cereri depuse și cu o solicitare de fonduri de peste 1 milion de peste 1 miliard de lei pentru finanțare. Deci aici arată corectitudinea și implementării programelor europene și nu doar corectitudinea, dar și pregătirea Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură. Un al doilea program care a derulat pe parcursul acestor 3 ani este programul Twinning pentru Agenția de Siguranță Alimentului, este vorba de 2 milioane de euro, ca rezultat au fost create puncte de trecere, puncte de inspecție la frontieră, 4 puncte de inspecție la frontieră despre care s-a vorbit foarte mult. 2. Noi vorbim despre finalizarea creierii a 2 laboratoare și 3. Vorbim despre o agenție care asigură siguranța cetățenilor din Republica Moldova și nu doar siguranța, dar vorbim și producția de export, astfel încât în condițiile economiei de piață, producătorii agricoli să fie siguri că vor avea nu doar controlul, dar și asistența eficientă din partea Agenției de Siguranță Alimentelor, fapt realizat de către programul Twinning în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și în colaborare cu colegii de la Agenție din Siguranță Alimentului. Un alt domeniu destul de important este fortificarea capacităților instituționale a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin programul de asistență tehnică care la moment activează în cadrul Ministerului. Este vorba de 2,65 milioane de euro finanțați prin finanțările respective. Am reușit într-o perioadă foarte scurtă, cum a fost și menționat, ca din 3 ministere mari să devenim un minister care într-o mai puțin, aș spune eu, de un an de zile am reușit să fortificăm capacitățile, am reușit să creăm interconexiunea între departamente, am reușit în final să creăm o echipă care să lucreze conform rigorilor noi înaintate de către guvern și de către solicitat de către societatea civilă. Un alt proiect nu mai puțin important care s-a finalizat în anul 2018 este proiectul finanțat de Uniunea Europeană în valoare de 6,5 milioane de euro, desigur tot în cadrul programului IMPART. Este vorba de programul SART, care iarăși, dacă nu ne referim doar la cifre uscate, putem vorbi de peste 105 grupuri de producători, 105 afaceri eficiente create în partea de sud a Republicii, în partea Găgăuzia și Taraclia. Vorbim despre crearea a grupurilor de inițiativă locală, care nu sunt doar ca și denumire, dar și ca conținut, grupuri care au posibilitatea la moment să se asocieze în vederea atragerii surselor financiare, în vederea desemnării celor mai bune practici, în vederea demonstrării faptului că societatea civilă din cadrul sau din mediul rural este mult mai inteligentă și capabilă să absorbe diferite surse financiare și asigurând dezvoltarea, doar că este necesar ca să-i ajutăm în acest moment. Ceea ce s-a făcut prin cadrul programului SART, care, desigur, de asemenea a fost foarte bine popularizat.
Foarte mult se vorbea despre faptul că ministerul ar crea politicile pentru însuși minister. Și este o mai puțină cooperare cu societatea civilă. Uite, și acest moment a fost acoperit prin cadrul unui program, unui proiect din cadrul programului IMPARD, este vorba de 700.000 de euro, prin care a fost creată platforma de comunicare și consultare a societății civile, astfel încât tot cadrul normativ, și nu doar cadrul normativ, dar propunerile venite din mediul rural, de la principalii și cei mai importanți beneficiari, sectorul agroindustrial, sectorul, dacă să-l numim așa, sau păturile sociale care locuiesc în zona rurală, asta au fost posibil ca să fie asociați împreună în 11 platforme cu asocierea sau platforma centrală din Chișinău, astfel făcând accesul la informația publică și accesul la feedback-urile regulilor de joc create de minister să fie una foarte consistentă. Deci, în linii generale, vreau să vă zic încă o dată că cu toate că programul început în 2016, finalizat în anul 2018, a fost pe de o parte, cred eu și sunt convins, pentru că de fapt asta și a fost menționat de către partenerii străini de dezvoltare, este un program model de absorpție și de utilizare a banilor europeni cu cele mai bune efecte. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult, domnul Ușurelu! În continuare o să discutăm deja despre cifre, despre rezultatele înregistrate pe domeniul vegetal, dar și sectorul zootehnic. Spuneam la începutul acestei conferințe că am înregistrat volume de producție destul de consistente pe anumite categorii, chiar record la producția de fructe, de miere mai cu seamă. Avem rezultate bune pe culturile de grupa 2, refer aici la floarea soarelui, porumb și așa mai departe. De ce avem cu cine lauda? Regretabil este faptul că în Republica Moldova, atunci când avem volume mai mari de producție, comparativ cu anii precedenți, creează anumite dificultăți legate de piața de desfacere. O problemă care trebuie în continuare să fie în vizorul producătorilor agricoli, dar și în vizorul autorităților statului. Noi, ca minister, în continuare ne asumăm angajamentul de a promova politici și de a crea condiții facile de dezvoltare pentru sectorul agricol, ca aceștia mai ușor să poată accesa piețe de desfacere, să contribuim la încheierea, negocierea și încheierea acordurilor de liber schimb cu diverse țări, atractive pentru noi ca și țară cu producția noastră calitativă, dar și să oferim mai multe facilități de ordin financiar, de asistență tehnică, în așa fel ca să schimbăm și cultura și gândirea producătorilor agricoli, care trebuie în continuare să pui accent mai mult pe infrastructura post-recoltare, pe asociere, iar noi ca stat să venim cu mai mult suport la acest subiect. Și în acest sens vreau să vă spun că începând cu anul viitor vom face o revizuire a politicii de subvenționare, în așa fel ca mijloacele financiare care le avem în cadrul fondului, dar și în cadrul discuțiilor cu partenerii noștri de dezvoltare, să discutăm în vederea atragerii finanțării și direcționarea acesteia pe dezvoltarea infrastructurii post-recoltare, adică mai multe frigidere, mai multe linii de sortare, mai multe echipamente și utilaje de procesare. Pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi pe piața de miere, procesare acestea, practic numărul mic de întreprinderi cu infrastructură, nu tocmai cea mai modernă, a creat această dificultate și această perturbare în procesul achiziției de producție, prețuri mici la producție și așa mai departe. Sunt convins că prin eforturi comune, prin percepție și înțelegere corectă din partea agricultorilor, fără asociere, fără a pune în continuare accent pe diversificarea producției, pe accent pe infrastructură post-recoltare, și în compilare cu suportul din partea statului, vom putea sau vom reuși să facem față acestor provocări. Deci, domnul Luca, aveți cuvântul, vorbiți, vă rog, despre... Da. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, ați prezentat să este... Nu, dar nu suntem pe locurile.
Mulțumesc. Deci, înainte de a trece la evidențierea principalelor rezultate din domeniul agroalimentar, vreau să menționez, în primul rând, principala prioritate pe agenda Ministerului ce ține de domeniul agroalimentar a fost consolidarea capacității sectorului și garantarea securității alimentare a țării. Pentru a atinge acest deziderat, ne-am concentrat, în primul rând, pe revizuirea și îmbunătățirea celui mai important document de politici pe care se bazează Ministerul în activitatea sa. Astfel, în urma unei evaluări pe termen mediu, a fost actualizată Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020, care a fost aprobată în redacție nouă prin hotărâre de guvern 785. A fost propus și un plan de acțiune revizuit pentru implementarea strategiei, cu accent deosebit pe sporirea veniturilor și consolidarea competitivității sectorului agricol. Modificările și completările la strategie au avut ca scop principal îmbunătățirea și ajutarea politicilor în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale conform standardelor Uniunii Europene, pentru a garanta o dezvoltare eficientă a sectorului, toate măsurile de suport, în primul rând cele ce țin de subvenționare, dar și alte programe fiind bazate pe prioritățile expuse în această strategie. În pofida numeroaselor provocări și riscuri, mai ales de ordin climateric, anul agricol 2018 s-a dovedit a fi unul relativ bun, după cum a menționat și domnul ministru, favorizând obținerea unor recolte bogate la majoritatea culturilor. Toate că pe parcursul anului, perioadele cu exces de umiditate de la începutul etapei de vegetație a culturilor au fost urmate de lungi intervale secetoase, combinate cu ploi abundente exact în perioada de recoltare a culturilor de prima grupă, culminând în unele genunchi perioade cu o durată de peste 70 de zile fără precipitații, mare parte din producătorii agricole au reușit să implementeze tehnologii avansate, prietenoase mediului, utilizarea tehnicii moderne și performante, metode progresive de depozitare, care au adus obținerea unor recolte stabile și formarea de volume solide pentru comercializate, necătând la capriciile naturii. Astfel, în 2018, grâul a fost recoltat pe o suprafață de 333.000 hectare, în creștere cu aproximativ 10% față de 2017, recolta globală constituind circa 1,1 milioane tone, cu o productivitate medie pe țară de 3,25 tone la hectar. Floarea soarelui, principală cultură tehnică, a fost însămânțată pe o suprafață de 343.000 hectare, de pe care au fost recoltate 769.000 tone, cu o creștere a productivității de 6,7% față de anul precedent. Suprafața cultivată de porumb în acest an a constituit 369.000 hectare cu o recoltă globală de 1,37 milioane tone. Din roada anului 2018 au fost colectate și prelucrate 667.000 tone de secul de zahăr, fiind produse peste 73.000 tone de zahăr. Culturile de primă și a doua grupă, datorită volumului mare de producție care acoperă în totalitate necesitățile interne a țării, au o pondere substanțială în exporturile țării, fiind orientate cu precădere spre piața Uniunii Europene, bazinul Mării Mediterane și a Oceanului Indian. Analizând rezultatele la principalele culturi de câmp, observăm majorarea exportului de grâu, orz și floarea soarelui, grație recordurilor obținute și accesului pe piața Uniunii Europene în baza acordului de liber schimb și aprofundat, au fost efectuate exporturi, cantitatea care la unele culturi a depășit chiar și cu peste 500% cantitatea negociată inițial. Ce ține de pregătirea pentru anul agricol următor, conform datelor preliminare, în toate categoriile de gospodării, culturile agricole de toamnă au fost însămânțate în termeni recomandați de bune practici în agricultură, pe o suprafață de peste 400.000 de hectare, 320.000 grâu și câte 40.000 de hectare la orz și rapiță. Producția de culturi legumicole în Republica Moldova, în limbi mari, se află la un nivel constant, cu o relativă creștere de 7%, înregistrându-se în 2018 o cantitate totală de circa 656.000 tone. În deperirile anului în curs, nu a împiedicat dezvoltarea sectorului de fructe și obținerea unor recolte globale cu mult peste media multianuală, după cum a menționat și domnul ministru. Astfel, avem, datorită modernizării tehnologiilor și sporirii productivității, de pe suprafață de 113.000 hectare plantații perene au fost înregistrate cifre record de 751.000 tone fructe, dintre care ponderea principală o constituie merele, 525.000 tone, cu un spor față de anul trecut de 7,8%, urmate de prune cu 132.000 tone, fiind înregistrat un spor de peste 30%.
Au fost recoltate de asemenea circa 18.000 tone culturi nucifere și 12.000 tone fructe moi. Concomitent, exportul de fructe în stare proaspătă a înregistrat o creștere constantă. În primele 10 luni a anului 2018, fiind expediate peste hotare de țări, aproximativ 328.000 tone fructe. Întreprinderi de procesare, de asemenea, parcursul sezonului au achiziționat o cifră record de peste 340.000 tone fructe, dintre care cea mai mare pondere are mărul, constituind 326.000 tone. Prin eforturile conjugate ale Ministerului, asociațiilor profesionale din domeniu, desigur și a producătorilor și partenerilor de dezvoltare, atenție deosebită a fost acordată lărgirii arei de export a fructelor din Republica Moldova. Astfel s-a reușit stabilirea de contact de colaborare cu mai multe țări din Orientul Mijlociu, statele zonei Oceanului Indian, Statele Unite ale Americii și Canada. Recent, primul lot de mere din Republica Moldova a ajuns în Emiratele Arabe Unite. S-au întreprins eforturi de formare a partidelor mari omogene de fructe, în special mere și prune, cu un ambalaj uniformizat, fiind elaborat brandul și sigla comună pentru exportul de fructe din Republica Moldova. Tendința de dezvoltare a sectorului agroalimentar al țării este una pozitivă și se datorează implementării tot mai active tehnologiilor noi de cultivare, în special celor intensive și superintensive, utilizarea metodelor conservative de prelucrare a solului, protecția activă a plantelor contra bolilor și dănătorilor și, desigur, că implementarea bunilor practici în agricultură. Un impact pozitiv asupra dezvoltării sectorului agricol din Republica Moldova are valorificarea asistenței externe, despre care au menționat pe larg colegii mei, dar dat fiind faptul că suntem, va urma un eveniment legat de agricultură sau de utilizarea tehnicii de lucrare minimală a solului, vreau să menționez doar un singur lucru. La momentul actual în Republica Moldova avem deja peste 500.000 de hectare de terenuri lucrate în baza tehnologiilor conservative no-till și mini-till, fiind înregistrată o creștere de peste 10 ori comparativ cu, de exemplu, anul 2015, când aveam doar 56.000 hectare. Un suport suplimentar în 2018 a fost acordat fermierilor mici prin organizarea în sectoarele capitale și în centrele raionale ale Republicii a târgurilor iarmăroace de toamnă, cu vânzarea direct de la producător a fructelor, legumelor și strugurilor. În toate cazurile, activitățile respective s-au bucurat de o prezență importantă și a avut un sesizabil efect social. În paza prevederilor legii 257 au fost convocate ședințele Consiliului pe filieră de produs, inclusiv cel pe legume, fructe proaspete și procesate. Urmarea medierii de către Minister a negocierilor între producători de materie primă și procesatori, au fost stabilite prețuri de referință pentru achiziționare de procesare, acestea fiind publicate în monitor oficial. Tendințele pozitive de dezvoltare a înregistrat și sectorul vitivinicol. A fost perfecționată baza normativă din domeniul pepeniritului viticol. A fost obținută cea mai înaltă recoltă globală de struguri din ultimii 10 ani, circa 680.000 tone, și înregistrată o producție record de struguri de masă, circa 130.000 tone. Exporturile vor constitui până la sfârșitul anului 2018, circa 60.000 tone. În acest context este de remarcat calitatea strugurilor autohtone, care sunt apreciați la justa valoare în țările europene, astfel cota de acces în regim preferențial pe această piață, în cadrul acordului de liber schimb, a fost complet valorificată și semnificativ depășită. A fost realizat un nivel înalt de calitate a produselor vitivinicole, asigurat în creștere de circa 7% a volumului de fabricare a vinului cu indicație geografică, majorarea exporturilor de vinuri în ansamblu cu circa 2% și cu peste 20% pe piața Uniunii Europene, sporirea cu circa 40% a numărului de medalii obținute la concursuri internaționale, iar geografia exporturilor a ajuns la impresionată cifră de peste 80 de țări ale lumii. A devenit complet funcțional registrul vitivinicol, fiind înregistrate deja toate întreprinderile vinicole și peste 45% din plantațiile viticole. Un lucru ce merită menționat aparte a fost asigurarea dintre Guvernul Republicii Moldova a 100% a contribuțiilor pentru dezvoltarea sectorului vitivinicol prin intermediul Fondului Viei și Vinului în valoare de peste 69 milioane lei. A continuat, de asemenea, după cum a fost menționat, și aproximarea legislației naționale la actele normative ale Uniunii Europene, ce va ajuta la implementarea standardului de comercializare pentru plante, semințe de plante și alte produse de origine vegetală. Se constată, de asemenea, o creștere semnificativă de 2,5 ori a suprafețelor înregistrate în agricultura ecologică, care a ajuns în anul 2018 până la cifra de peste 75.000 hectare. Pentru menținerea acestui tempo de dezvoltare a fost elaborat proiectul legii privind producția ecologică,
care, odată implementat, va permite Republicii Moldova de a solicita Comisiei Uniunii Europene de a fi inclusă în lista țărilor a căror standarde de producție și măsuri de control au fost recunoscute ca fiind echivalente cu cerințele Uniunii Europene. În sectorul zootehnic, în primele luni ale anului 2018, au fost obținute circa 30.000 tone carne de pui cu un creștere cu 4%. Datorită investițiilor importante în procesul tehnologic, în primul rând în implementarea tehnologiilor noi, ce ține de stupinile moderne, volumul de miere de albină a sporit de la 4,7.000 tone în 2015 până la peste 6.000 tone în 2018. Politicile statului în domeniul trasabilității produselor de origine animalieră au asigurat o tendință pozitivă de creștere a efectivelor de bovine întreținute în exploatațiile industriale, precum și la sporirea productivității medii. Astfel, numărul de total de peste 140.000 capete bovine acoperă necesitățile interne de lapte în proporție de 68%, iar de carne de peste 82%. În anul 2018, la întreprinderile agricole s-a înregistrat o creștere a efectivului din animale, ceea ce înseamnă că măsurile realizate reflectă efortul autorităților statului în sporirea productivității și asigurării calității și inofensivității produselor de origine animalieră. Un lucru important ce merită scos în evidență este faptul că, necătând la situația epizootică legată de pesta porcină africană în interiorul țării, dar mai ales în țările vecine, pe parcursul anului 2018 a fost una extrem de, care a fost una extrem de nefavorabilă, mobilizarea exemplară a specialiștilor Ministerului pentru elaborarea măsurilor de ordin normativ, desigur și a colegilor noștri de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a altor instituții importante a statului, care pe această cale țin să-i mulțumesc, a permis la momentul actual închiderea tuturor focarelor de peste porcină africană înregistrate la porcii domestici în Republica Moldova. O realizare importantă a Ministerului în 2018 a constituit și liberalizarea pieței resurselor agricole, prin care a fost adoptat cadrul legal și ține de liberalizarea accesului de produse de uz fitosanitar, semințe și material săditor din Uniunea Europeană în baza catalogelor comunitare. Dar toate aceste realizări nu puteau fi obținute fără a păstra și dezvolta pe viitor bogăția noastră principală, solul Republicii Moldova. În acest scop, în perioada de referință, a fost elaborat, aprobat de guvern și remis spre examinare Parlamentului proiectul noului cod funciar, care cuprinde numeroase elemente de noutate legislativă menite să asigure gestionarea eficientă a fondului funciar și păstrarea principalelor resurse naturale pentru generațiile viitoare. Un scop eliminării unor impedimente la irigare terenurilor agricole a fost aprobat în primele curturi un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative care va reduce numărul actelor necesare pentru obținerea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei, va interzice evacuarea apei în scop tehnologic din bazinele de apă de folosință complexă și va permite accesul producătorilor agricole la apele de suprafață pentru irigare terenurilor agricole. Luând în considerare cele menționate, menționez că în continuare prioritatea Ministerului în domeniul agricol și va fi concentrată pe asigurarea securității alimentare a țării, substituirea importului produselor alimentare procesate și trecerea accentului principal la exportul produselor cu valoare adăugată sporită prin implementarea tehnologiilor agricole moderne, prietenoase mediului. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Luca, pentru raportul destul de consistent. Am ținut foarte mult să prezentăm fiecare cifră, în așa fel ca să poată ulterior fi reflectată cât mai obiectiv față de cei interesați. Stimați colegi, dezvoltarea regională în domeniul aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, un domeniu extrem de important, aici vorbim atât de gestionarea fondului de dezvoltare regională, dar și elaborarea, implementarea politicilor de dezvoltare regională, de regionalizare a serviciilor, de dezvoltare a zonelor rurale și altor activități aferente acestui domeniu. Vreau să vă informez că recent, în baza schimburilor de scrisori care au avut loc între Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova și Ministerul Dezvoltării Regionale din România, într-un final au fost aprobate acele 3 milioane de euro pentru continuarea proiectului legat de reconstrucția și modernizarea grădinițelor din Republica Moldova în cadrul acordului de grant din valoare de 100 de milioane de euro care a fost oferit de Guvernul României Republicii Moldova. Deci, chiar în următoarele zile, în baza acestor schimburi de scrisori, urmează aceste 3 milioane de euro să vină în contul trezorăriei de stat, în contul Ministerului Finanțelor, și
ca începând cu săptămâna viitoare să aprobăm deja repartizarea acestor mijloace pe grădinițele care urmează a fi modernizate sau reparate din contul acestor mijloace. Vorbim de circa 244 de grădinițe din întreaga țară. Deci, despre mai multe detalii, despre tot ceea ce am reușit să realizăm în acest an pe domeniul dezvoltării regionale, am să rog pe domnul Dorin Andru, secretar de stat, responsabil de acest important domeniu minister. Mulțumesc, domnule ministru, stimați reprezentanți ai mass media, stimați colegi. Am să prezint pe scurt realizările care le-am avut parcursul anului 2018, dar și perspectivele care le avem deja planificate sau semnate acordurile cu anumite donatori în acest sens. În această ordine de idei, pe parcursul anului 2018 am elaborat o politică publică pe care, de fapt, prima analiză ex-ante a fost elaborată în anul 2012, dar anul ăsta am reluat-o și am elaborat o nouă politică publică de dezvoltare urbană echilibrată. Este un subiect care este important și susținut inclusiv de către partenerii dezvoltare. Acest document urmează să identifice orașele care își pot asuma un rol de pol de creștere în regiune, astfel încât să fie crescut și competitivitatea regiunilor. În ultimul rând, în vederea promovării acestor politici, am obținut pe parcursul anului 2018 și un proiect de 200.000 de euro, un grant oferit de către Guvernul Poloniei pentru a implementa 6 proiecte pilot de revitalizare urbană. Aceste proiecte sunt realizate în orașele Ocnița, Iedineț, Bălț, Ungheni, Comrat și Cimișlie. Iar pe parcursul anului viitor avem discuții cu Guvernul Poloniei ca să acorde un alt grant de circa 500.000 de euro ca să continuăm să multiplicăm aceste bune experiențe. În ultimul rând, am promovat în calitate de stat responsabil pentru politicile de dezvoltare rurală, am promovat mai multe inițiative. În acest sens, am constituit parcursul acestui an rețeaua națională de dezvoltare rurală, care include în sine un șir de reprezentanți ai societății civile și autorităților publice locale. Am promovat și a fost constituită rețeaua națională lider și totodată au fost realizate mai multe modificări legislative și actelor normative, astfel începând cu anul 2019 să putem iniția implementarea celor 3 măsuri de finanțare a unor politici de dezvoltare rurală și acestea sunt îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, renovarea și dezvoltarea satelor și diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole. Sunt activități care își propun să mențină populația în localitățile rurale Republicii Moldova, inclusiv prin acordarea suportului atât autorităților publice locale, atât sectorului privat, cât și gospodăriilor țărănești sau persoanelor juridice care au activități în domeniul agricol. O altă activitate care este primordială pentru noi este să elaborăm un nou concept al politicii de dezvoltare regională, începând cu anul 2010, în conformitate cu raportul Organizației Economice pentru Cooperare și Dezvoltare, OECD. Există un raport în care s-a stabilit că nu mai trebuie să aducem noi elemente în regiunile dezvoltare care de fapt nu fac față și nu contribuie la creșterea competitivității, dar trebuie să utilizăm acele resurse care există la fața locului, pentru că deja sunt niște tradiții și doar tradițiile pot contribui la creșterea competitivității regiunilor. De aceea ne dorim să avem un nou concept de dezvoltare regională, orientat mai mult pe dezvoltare economică, pentru că am făcut o analiză a proiectelor care sunt implementate, și vedem că adesea proiectele de infrastructură pot deveni o povară pentru APL-uri, pentru că este foarte important nu doar să le construiești, dar și să le menții într-o structură benefică, într-o stare bună. De aceea, oricare proiect care ne propunem noi în cadrul unui nou apel care urmează să fie desfășurat peste un an, noi ne propunem să selectăm proiecte care vor avea un impact economic mai clar. În ultimul rând, vreau să menționez că pentru prima dată de când implementăm politica de dezvoltare regională, am avut o colaborare foarte bună. De fapt, am mai avut colaborări cu Comisia Parlamentară, dar pe parcursul acestui an am reușit, în cadrul unui proiect comun realizat cu suportul Agenției Internaționale de Cooperare Germaniei, să mergem cu Comisia Parlamentară în cele 4 regiuni care sunt astăzi constituite funcționale, să vizităm proiectele care au fost implementate și să avem o ședință de totalizare în cadrul care au fost expuse viziunile Comisiei Parlamentare vis-a-vis de această politică de dezvoltare regională și, desigur, noi, în cadrul noului concept, am luat în considerație acele propuneri care le-au înaintat. Pe parcursul anului 2018, în conformitate cu prevederile legii bugetului, la începutul anului au fost alocate 200 de milioane, ulterior au fost redistribuite alte 26 de milioane, astfel încât fondul a constituit 226 milioane, respectiv, circa 15 milioane de euro au mers pentru asigurarea cheltuielilor operaționale a agențiilor de dezvoltare regională 4 la număr, iar 211 milioane au fost repartizate pe domenii pentru implementare în conformitate cu deciziile Consiliului Național. În acest sens, pentru sectorul alimentar cu apă au fost alocate 71,2 milioane de lei, managementul de șorul solid peste 2 milioane de lei, drumuri regionale și locale peste 51 milioane de lei,
eficient energetic în clădirile publice peste 31 milioane de lei. Am avut și proiecte realizate cu suportul partenerilor externi și dacă să vorbim despre indicatorii obținuți doar din banii care au fost alocați din Fondul Național, printre cei mai importanți, spre exemplu, în domeniul alimentării cu apă și servicii de canalizare, au fost construcția circa 97 de km de apeduct, 3 stații de epurare, 2 stații de tratare și 2 stații de captare. În infrastructura drumurilor am reabilitat 8,7 km, dar în schimb am reușit să reabilităm și să reconstruim 18 poduri și podețe. Deja alte segmente de drum urmează să fie realizate pe parcursul anului 2019. În domeniul managementului deșeurilor solide, în Vulcănești s-a reușit construcția a 27 noi de platforme de colectare a deșeurilor, procurarea 3514 containere cu biele de acumulare a deșeurilor și o autospecială și în contextul eficienței energetice a clădirilor publice, unde reconstruim sau reabilităm energetic fie școli, fie spitale, avem circa 8 clădiri reconstruite, peste 6700 metri pătrați exterior izolați, 1157 metri pătrați de ferestre și uși exterioare schimbate, 2468 metri de planșeu izolat. Cred că nu nevoie să citesc chiar toți indicatorii pentru că sunt pe slide. Respectiv, privitor la alte resurse financiare care sunt alocate, un sector nu mai puțin important pentru noi este dezvoltarea infrastructurii de sport în afaceri și aici ne referim la parcuri industriale și zonele economice libere, pentru că noi suntem printre singurul fond care finanțează conectarea acestor entități la utilități publice, astfel încât să atragem investitori și să creăm noi locuri de muncă. În acest sens, au fost în implementare 7 proiecte, a fost reconstruită o clădire cu suprafață 514 metri pătrați, am construit sau am conectat la servicii publice peste 4 km de apeduct, 5,6 km de canalizare, 6 km electricitate, 2 transformatoare, vedeți, stații de apurare și un rezervor. Și în ultimul rând, creșterea activității turistice, au fost alocate peste 22 milioane de lei și am reușit până în prezent să finalizăm, noi prezentăm doar indicatorii care au fost finalizați, o parte mai sunt în lucru încă. O atracție turistică de odihnă și agrement a fost reabilitată și 3 atracții turistice au fost amenajate. Cât ține de implementarea proiectelor cu suportul partenerilor dezvoltare, am avut 2 proiecte majore implementate. Primul este construcția viaductului magistral Leuva-Iargăra. Din sursele Guvernului Germaniei au fost alocate circa 54 de milioane de lei. Noi din Fondul Național am alocat ca și cofinanțare 8 milioane de lei, respectiv din sursele autorităților publice locale 1 milion de lei. S-a reușit construcția 45,8 km de apeduct magistral, 1,8 km de rețele alimentare cu apă construite în interiorul localităților, o stație de tratare, una de captare, 2 de pompare și 4 rezervoare de apă în cadrul acestui proiect. În proiectul Apă pentru Viață în regiunea din Nord, raioanele Florești și Soroca, avem o colaborare foarte bună cu Guvernul Elveției și prin agenția sau fundația implementare HEX. Noi am alocat circa 30 milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, respectiv donatorii au alocat 30 milioane, iar 6 milioane au fost alocate ca și contribuții de către autoritățile locale. Respectiv, au fost construite în cadrul acestui proiect circa 70,9 km de apeduct, 5 rezervoare de apă, 3 stații de pompare, 7 stații de captare și un castel de apă construit. Un lucru și mai important, reieșind din prioritățile pe care ne stabilim noi pentru anul viitor și alimentarea cu apă și cu sanitate reprezintă o prioritate pentru ministerul nostru, este să dezvoltăm infrastructura necesară de unde se pot conecta populația Republicii Moldova. În acest sens avem mai multe proiecte planificate, dar aceste proiecte sunt rezultatul unei activități de 3 ani când am elaborat programe regionale sectoriale care de fapt reprezintă un instrument de identificare a necesităților de dezvoltare în regiune. În acest sens, pe sectorul de apă, avem următoarele proiecte. Avem un grant de circa 43,4 milioane de euro oferit de către delegația Uniunii Europene, dintre care 3,6 sunt oferite pentru elaborarea documentației tehnice la 18 proiecte, dintre care 10 pentru apă și 8 pentru eficiență energetică în clădirile publice, sunt spitale și școli. Respectiv, o a doua fază de 39,8 milioane de euro, care urmează să fie realizată deja începând cu anul 2019, este construcția propriu-zisă a celor 18 proiecte. Avem un alt proiect important cu o sumă de circa 23,5 milioane de euro, un acord semnat cu Guvernul Germaniei. Vreau să menționez că toate sumele sunt granturi, nu avem credite în ceea ce o să menționăm acum. Un acord semnat cu Guvernul Germaniei, partea moldovenească semnată, cum se află în Germania la semnarea acest acord, și ține de reabilitare serviciilor de alimentare cu apă și sanitație propriu-zis în raionul Cahul. Un alt proiect care este deja în implementare este extinderea apeductului magistral Cahul-Alexandru Ioan Cuza.
unde la această etapă din grantul oferit de către Guvernul Elveției 2,1 milioane de euro urmează să fie construiți 11 km de apeduct magistral și rețelele interioare în localitățile Lebedenco, Cutulu și Orsoaia. Și extinderea faza a doua a apeductului magistral către Alexandru Ioan Cuza, unde delegația iarăși oferă 2,6 milioane de euro. Acum suntem la faza de elaborare a documentației tehnice și propriu zis vor fi construite 33 km de apeduct magistral, extinderea către Alexandru Ioan Cuza și 33 km de apeduct magistral în localitățile Pelinei, Găvanoasa, Vulcănești și Alexandru Ioan Cuza. Și în ultimul rând avem realizate precondițiile pentru a semna acordul de grant pentru 16,5 milioane de euro pentru construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. Vedeți că avem o sumă totală pentru apă de peste 75 milioane de euro. Urmează să fie realizate aceste proiecte începând cu anul 2019 și în rezultatul acestor proiecte va fi construită infrastructura necesară de conectare populației peste 100.000 de cetățeni. Dar durata este pentru o durată de 2-3 ani implementarea acestor proiecte. Cu siguranță că avem multe alte proiecte în domeniul alimentării cu apă și sanitație, dar sunt ceva mai mici, acestea sunt cele mai importante pentru noi. Respectiv, pe parcursul anului viitor urmează să ne consolidăm eforturile, să atragem investiții suplimentare. Pentru că astăzi ponderea utilizării resurselor de apă este circa 80% din surse subterane și doar 20% din surse de suprafață. Ori noi, ca și minister, ne stabilim o prioritate să schimbăm acest indicator, astfel încât să păstrăm fertilitatea solurilor, disponibilitatea de apă subterană, calitatea acesteia și să utilizăm mai mult apele de suprafață. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult, Dorin. Și a treilea domeniu important, stimați colegi, vizează mediul și problemele aferente acestui sector. Au fost întreprinse și realizate mai multe activități pe parcursul acestui an. În debutul acestei conferințe am menționat, așa, în linii generale, care sunt principalele reușite pe acest domeniu, dar mai multe detalii o să ne ofere doamna Valentina Țafeș, secretar de stat, responsabil de domeniul mediu în cadrul ministerului nostru. Poftim, doamna Valentina. Mulțumesc, domnul ministru, dragă asistență. Deci, prin faptul că avem foarte puțin timp, eu o să mă opresc la cele mai importante realizări, dar, de fapt, noi ne propunem ca să avem un raport mult mai extins, care va fi plasat pe site-ul Ministerului. Deci, evident că în perioada de referință în domeniul mediului a fost realizat un program vast de acțiuni în vederea asigurării protecției mediului și folosirii raționale resurselor naturale disponibile în Republica Moldova, precum și realizarea angajamentelor în cadrul acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Acțiunile întreprinse în domeniul mediului au fost axate pe trei domenii prioritare. Este vorba de domeniul strategic, care prevede realizarea cadrului strategic principal, prin transpunerea a celor 8 strategii de domeniu și planurilor de acțiuni care sunt elaborate pe parcurs. De asemenea, a fost orientat spre cadrul legal, care este axat pe aproximarea a 42 acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbările climatice. În acest sens, țin să menționez că în continuat armonizarea graduală a legislației naționale cu acquis-ul comunitar în domeniul mediului și fiind asigurată transpunerea circa 68% din capitolul 16 din acordul de asociere, care prevede anume acțiunile care sunt directivele în domeniul mediului. Și în ultimul rând, instituțional, care ține de reforma instituțiilor subordonate. Domnul ministru a vorbit că avem o realizare destul de importantă. Prin prisma reformei autorităților publice centrale a fost consolidat cadrul instituțional în domeniul mediului, fiind creat Inspectoratul pentru Protecția Mediului, cu funcții de supraveghere și control ecologic de stat pe toate componentele de mediu și a fost creată Agenția de Mediu, cu funcții de implementare a legislației de mediu, de eliberare a actelor permisive pentru activitățile cu impact asupra mediului și de efectuare a monitoringului calității mediului. Deci a fost soluționată problema de conflict de interese, pentru că până în 2018 instituțiile aveau un mix de activitate, adică și elaborau acte permisive și exercitau controlul. Acum, prin crearea astfel de instituții, deci avem o delimitare foarte clară de funcții. Deci a fost reorganizată unitățile de implementare a proiectelor de asistență tehnică de mediu în instituția publică Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului, urmare a reorganizării acelor 7 oficii din cadrul Ministerului prin fuziunea lor. Cadrul normativ în domeniul protecției mediului și gestionării resurselor naturale a fost îmbunătățit și a ajustat la prevederile legislației Uniunii Europene. Și țin să menționez cele mai importante acte
normative aprobate care au un impact deosebit de important asupra societății. Este vorba despre cadrul normativ secundar la legea privind deșeurile, care stabilește principiile și standardele europene de gestionare a deșeurilor și introduce un mecanism nou aplicat în majoritatea țărilor europene. Este vorba despre răspundere extinsă a producătorului. A fost aprobată legea substanțelor chimice, care stabilește cadrul pentru dezvoltarea reglementărilor în domeniul substanțelor chimice. Țin să menționez despre programul de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia, care prevede măsuri concrete de dezvoltare a economiei verzi în sectoarele energetică, transport, agricultură, achiziții publice și altele. Pe parcursul anului 2018, pentru realizarea obiectivului de restabilire, protecție și conservare a diversității biologice, au fost întreprinse măsuri de regenerare, amenajare și consolidare a suprafețelor de păduri, precum și a ariilor naturale protejate de stat. Printre aceste măsuri se evidențiază crearea primei rezervații a biosferii Prutul de Jos. Ca urmare a admiterii rezervației biosferii Prutul de Jos sub patronajul UNESCO, a demarat crearea rezervației biosferii trilaterale transfrontaliere constituite din rezervația biosferii Delta Dunării România, rezervația biosferii Dunărea Ucraina și rezervația biosferii Prutul de Jos Republica Moldova. Obiectivul general al fondării rezervației biosferice Prutul de Jos reprezintă reducerea pierderilor de biodiversitate și îmbunătățirea nivelului de trai a populației locale prin introducerea unor abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării și regiunii Prutului de Jos și consolidarea implicării comunității în regiune. De asemenea, a fost îmbunătățit sistemul de gestionare a resurselor de apă prin aplicarea principiului de gestionare a acestora pe bazine hidrografice. În acest sens au fost create două comitete de bazinale și 15 subcomitete bazinale care vor asigura punerea în funcțiune, în aplicare a celor două planuri de gestionare. Este vorba despre planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Mistru și planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea Prut, Marea Neagră. Domnul ministru a menționat că a fost reluată colaborarea cu Ucraina în baza acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Mistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012. În acest sens au fost lansate activități de punere în aplicare și implementarea acestuia, fiind aprobat componența nominală a părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția fluviului Mistru. De asemenea, în 2018 a fost organizată prima ședință a Comisiei Moldova-Ucrainene. În acest sens, Republica Moldova beneficiază de două proiecte ce țin de cooperarea transfrontalieră în managementul integrat al resurselor acvatice din bazinul fluviului Nistru, finanțat de Fondul Global de Mediu și, la fel, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a solicitat ambasadei Suediei elaborarea unui studiu al impactului social și de mediu pe teritoriul Republicii Moldova, urmare a funcționării complexului hidroenergetic Nistrean. Aceste acțiuni ne vor oferi suport atât Ministerului cât și Guvernului Republicii sau Guvernului Republicii Moldova și Ministerului în procesul de negociere cu Ucraina a acordului privind funcționarea complexului. Managementul deșeurilor este sectorul cheie pentru buna funcționare și implementarea angajamentelor stabilite prin strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova. Am menționat că legea privind deșeurile prevede realizarea politicii de stat în domeniul managementului deșeurilor, conform cerințelor directivelor Uniunii Europene, accent fiind pus pe implementarea principiului de responsabilitate extinsă a producătorului. Acesta este considerat un instrument major în sprijinul implementării ierarhiei gestionării deșeurilor prin promovarea prevenirii, minimizării, reutilizării, reciclării și reducerii eliminării finale a deșeurilor. Pentru asigurarea accesului la informații de mediu și implicarea activă a comunității în activitățile de protecție a mediului și la deluarea deciziilor în domeniul mediului, a fost lansat sistemul informațional automatizat, managementul deșeurilor și sistemul de raportare, înregistrare și monitorizare a emisiilor de poluanți. Noile abordări creează un climat favorabil pentru atragerea investițiilor în acest sector, deoarece este armonizat catalogul european al deșeurilor, sunt puse bazele sistemului informațional automatizat în domeniul managementului deșeurilor pentru a fi creat și dezvoltată
baza de date, asigurând raportarea informațiilor în regim real, în comparație cu sistemul care există acum, procesat de către BNS. O realizare destul de importantă este adoptarea legii privind substanțele chimice, care creează cadrul pentru dezvoltarea politicii în domeniul substanțelor chimice, prin stabilirea restricțiilor la importul substanțelor chimice interzise, de asemenea prevede introducerea sistemului de autorizare și etichetare a substanțelor care vor fi admise pe piața Republicii Moldova. Vreau să menționez de asemenea o realizare destul de importantă, ratificarea a două tratate internaționale de mediu, este vorba de protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și protocolul adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea pentru repararea și repararea prejudiciului la protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea. Și asta în linii generale, din lipsă de timp, dar vă asigur că pe, dacă o să accesați site-ul, o să găsiți mult mai multe informații, pentru că mediul, de fapt, este umbrela tuturor, este, dacă vorbim despre ecologie, știința, despre tot ce ne înconjoară. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc foarte mult, doamna Valentina. Suplimentar ceea ce aș vrea eu să completez, o altă domeniu sau sector important aferent problemelor de mediu ține de Fondul Ecologic Național, la fel un fond destul de consistent care este în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale. Pentru anul 2018 noi am avut circa 270 de milioane, valoarea acestui fond, care au fost direcționat pe finanțarea proiectelor legate de aprovizionare cu apă, canalizare, probleme de gestionare a deșeurilor, de înverzire în cadrul diverselor programe care sunt gestionate. Vreau să scot în evidență că în continuare ne confruntăm cu anumite probleme legate de buna implementare a proiectelor date, ținând cont de faptul că anterior, până la reorganizarea Ministerului Agriculturii în formula respectivă, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, practic acest instrument sau acest fond a fost mai mult o pârghie politică direcționată pentru a acumula pe locuri capital politic, prin acceptarea proiectelor nefezabile, îngroparea țevilor, sutelor de kilometri de țevi, fără finalitatea acestor proiecte. Astfel că ne-am convenit în această situație că la ziua de astăzi avem proiecte de mult mai mari, mult mai consistente, iar bugetul care îl avem disponibil este unul infim în comparație cu acele proiecte care au fost angajate de acei factori de decizii la etapele respective. Ceea ce ne-am propus noi pentru următoarea perioadă și ceea ce lucrăm intensiv, canalizarea sau direcționarea mijloacelor financiare pe proiectele care au finalitate, adică sunt în ultima fază de implementare, au un impact economic, social destul de major, proiecte care sunt fezabile. Paralel, ne-am propus ca să lucrăm la îmbunătățirea cadrului legal. Ori una din problemele legate de gestionarea ineficientă acestui fond, constatat de-a lungul timpului și de Curtea de Conturi și alte organe de audit și control, au constatat deficiențe la nivel de cadrul legal existent, care creează aceste probleme. De aceea, pentru următoarea perioadă, chiar până la finele acestui an, urmează Ministerul Agriculturii să vină cu un nou draft al regulamentului cu privire la modul de repartizare și gestionare a mijloacelor Fondului Ecologic Național. Totodată, în următoarea perioadă, ne axăm pe crearea instrumentului instituțional, așa cum am făcut-o și în cadrul Inspectoratului Ecologic și în cadrul Agenției de Mediu, care am divizat funcțiile de supraveghere și control de funcțiile de eliberare a actelor permisive. Exact același lucru ne-l propunem, să divizăm funcțiile de elaborare a politicilor, funcții proprii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale și funcțiile de gestionare a Fondului Ecologic Național, care va fi atribuită unei instituții separate, capabile și cu toate capacitățile și abilitățile necesare pentru bună implementare a proiectelor legate de acest fond. Și trei, un lucru nu mai puțin important, atragerea mijloacelor suplimentare pentru a continua acele proiecte care sunt la moment în derulare, fiindcă
ceea ce ține de aprovizionarea cu apă potabilă, ceea ce ține de asigurarea cu sanitație, canalizare, cu managementul durabil a deșeurilor, va constitui o prioritate și un obiectiv major în continuare pentru minister, pentru guvern. Și de aceea, în următoarea perioadă, va trebui să facem eforturi considerabile de a ajusta cadrul legal, de a ajusta cadrul instituțional și de a atrage mai multe finanțare pentru implementarea acestor proiecte. Stimați colegi, încet cu încetul vreau să trec la prioritățile trasate pentru anul 2019. Ele vor fi foarte succint expuse. Deci, în primul rând, pentru următoarea perioadă, ne propunem să continuăm cu acele proiecte care au fost lansate și încă nu avem finalitate. Noi am relatat, în principiu, într-o oră, am relatat tot ceea ce am reușit să realizăm pe parcursul anului 2018, însă trebuie să luăm în calcul că avem și anumite eșecuri sau anumite lucruri care nu au fost duse la bun sfârșit. De aceea, pentru următoarea perioadă, anul 2019, va începe cu continuarea proiectelor sau acelor obiective care sunt în proces de realizare sau încă nu au fost începute spre implementare. La fel, ne propunem ca să implementăm sau să aprobăm și să implementăm reforma în domeniul științei și inovării. Deja avem un concept acestei reforme și acest lucru presupune reorganizarea, restructurarea instituțiilor din domeniul învățământului agricol, dar și din domeniul științei, să le reformatăm în așa fel că acestea să răspundă necesităților sectorului. Atât educația în domeniul agricol, cât și știința trebuie să presteze sau să ofere servicii care sunt solicitate sectorului agricol, oferindu-le în același timp condiții, ridicând nivelul de dezvoltare și de atractivitate acestor instituții. La fel, o altă prioritate rezultă din problemele inclusiv care le avem atunci când vorbim de creșterea volumului de producție, și anume facilitarea accesului la piețele de desfacere a producătorilor noștri agricoli. Și în acest sens ne propunem ca să dinamizăm, să intensificăm discuțiile și negocierile cu partenerii de dezvoltare, cu țările unde producția noastră ar putea fi valorificată, prin negocierea și semnarea acordurilor de liber schimb, în așa fel ca să diversificăm țările și continentele unde producția din Republica Moldova poate să fie valorificată. Una la mână, doi, ne propunem ca să intensificăm procesul de accesare a pieței aici la nivel local. Nu odată probabil ați auzit de ideea construcției unui centru agroalimentar la nivel de municipiul Chișinău și cu extinderea acestora în dependență deja de regiuni. Deci acest lucru va putea fi lansat ca idee și desigur suntem în proces de discuții cu partenerii de dezvoltare în vederea atragerii finanțării necesare ca să începem lansarea și dezvoltarea acestui proiect. La fel, ne vom axa pe creșterea competitivității sectorului agroalimentar, iarăși în contextul accesării de noi piețe, diversificarea producției, prin investiții în infrastructură post-recoltare. Cum am mai spus mai sus, ne propunem ca să facem o revizuire a politicii noastre de subvenționare, a politicii de atragere și implementare a proiectelor finanțate de partenerii de dezvoltare, în așa fel că acestea să aibă un impact mai mare în partea ce ține de dezvoltarea infrastructurii post-recoltare. Acest lucru ne va asigura calitate, ne va asigura diversificarea producției și ne va garanta succesul pe piața de desfacere. La fel, pe domeniul dezvoltării regionale, în contextul proiectelor care le avem pe alimentare sau aprovizionare cu apă potabilă, ne propunem să elaborăm acel mega plan sau master plan de alimentare sau de aprovizionare cu apă potabilă, în cadrul programului sau proiectului care urmează să fie implementat începând cu anul viitor, Apă Bună pentru Moldova, care are drept obiectiv pentru primul an de implementare aprovizionarea cu apă potabilă a circa 100.000 de cetățeni conectați la apă potabilă. La fel, va fi derulat sau demarat procedura de implementare
a conceptului de managementul deșeurilor solide. Avem deja conceptul, avem pașii și mecanismele de implementare. Acest lucru presupune o comunicare foarte strânsă cu partenerii de dezvoltare în vederea atragerii surselor financiare pentru implementarea acestui concept. Și la fel ne propunem ca să punem în continuare accent pe îmbunătățirea mecanismelor de gestionare eficientă a Fondului Ecologic Național, ceea ce am spus mai sus, cadrul instituțional, dar și mai mulți bani pentru asigurarea implementării eficiente, transparente și raționale a mijloacelor respective. Și desigur pe domeniul forestier ne propunem să venim cu reforma în domeniul instituțional, anume reorganizarea agenției Mol-Silva și totodată elaborarea și implementarea unui program național de împădurire a Republicii Moldova, ținând cont de faptul că dacă să facem o paralelă cu alte țări, practic suntem la limita de jos, dacă vorbim ca și procent al suprafețelor ocupate cu plante forestiere sau cu păduri. Circa 12% din suprafața totală a Republicii Moldova este doar ocupată cu păduri, în timp ce în țările Uniunii Europene acest indicator depășește 25%. Deci este foarte important ca să ne îngrijim de mediul nostru, să implementăm corect acele proiecte și să avem rezultatele de care toată lumea să se bucure. Stimați reprezentanța instituțiilor mass media, dragi colegi, am ajuns la finele acestui exercițiu, raportul de activitate pentru 2018, dar și viziunile pentru următoarea perioadă. Permiteți-mi din numele echipei să vă mulțumesc pentru participare, pentru reflectarea de fiecare dată a informațiilor obiectiv, echidistant și corect a informațiilor care sunt furnizate din cadrul Ministerului Agriculturii. Am reușit așa în linii generale să trecem rapid în revistă principalele rezultate care a fost posibilă atingerea lor pe parcursul acestui an. Desigur, este evident că toate aceste rezultate sunt atinse grație conlucrării care am avut-o cu autoritățile interesate, cu colegii din alte ministere, cu membrii guvernului, domnul prim-ministru Pavel Filip, care nu odată a menționat despre suportul și ajutorul care l-a acordat în susținerea promovării acelor reforme sau acelor programe politici aferente sectorului nostru. La fel, o conlucrare destul de bună am avut-o cu colegii din Parlament, cu deputații, unde a fost posibilă adoptarea acestei multitudini de acte legislative care astăzi au fost prezentate. Desigur, din numele conducerii Ministerului vreau să mulțumesc colegilor din cadrul Ministerului fiecăruia în parte pentru dedicația și pentru munca prestată zi de zi în atingerea acestor succese sau acestor rezultate. Încă o dată mulțumesc tuturor și în continuare propunem să trecem la doilea subiect, după care merge ruda de întrebări. Sau haideți dar să vedem pe prima. Mulțumesc mult. Eu am vorbit despre faptul că deja două proiecte mari lucrează, sunt implicate în evaluarea studiului de impact asupra atât a fluviului Nistru, cât și asupra societății în ansamblu, atât a Republicii Moldova, cât și partea ucraineană Odessa, deci care tot se alimentează cu apă. Deocamdată noi nu am avut o notificare oficială înscrisă despre faptul că ei vor construi aceste hidrocentrale. Recent m-am întors alaltăieri, am fost la Odessa, am discutat cu omologul meu, viceministru din Ucraina, referitor la acțiunile care sunt întreprinse. Deocamdată nu avem informații oficiale despre lucrările care se execută, ci avem creată comisia de utilizare și protecția fluviului Nistru, în care am creat grupurile de lucru, atât din partea Republicii Moldova, cât și din partea Ucrainei, care am stabilit planurile de lucru
pe fiecare domeniu separat, efectuăm monitoringul de calitate a apelor prin implicarea instituțiilor internaționale care au laboratoare mult mai dotate. Ne-am propus să mergem și la punctele lor de sursele de focare de poluarea râului Nistru, cum ar fi Calușul, despre care deseori apar, este vorba despre fabrica de producere a îngrășămintelor minerale în perioada sovietică, care mai păstrează niște depozite, și am insistat noi, delegația care am participat în Ucraina, ca să mergem la fața locului, să vedem, să nu vorbim numai despre sursele care sunt de poluarea Nistrului, cum ar fi Soroca la noi, Republica Moldova, dar să vedem ce se întâmplă în ansamblu pe tot parcursul râului. Care este avantajul odată cu construcția acestor centrale de noi, deci mediul prevedem numai care ar fi pericolul de influență asupra mediului înconjurător a stării biologice a râului. Deci avantajele economice noi nu le examinăm în procesul nostru de examinare în cadrul Ministerului Mediului, Agriculturii, Dezvoltării și Mediului. Noi avem comisia respectivă unde se întâlnesc experți atât din Republica Moldova cât și experții din Ucraina și discută fiecare obiectiv. Prioritatea sau obiectivul nostru în cadrul acestor negocieri ține în primul rând de asigurarea cu apă potabilă a țării noastre, dar pe de o parte și pe de altă parte asigurarea respectării cerințelor de mediu. Ecosistemul ecologic, mediu și așa mai departe, lucru care reprezintă o prioritate. Și reieșind din aceste priorități, reieșind din interesul economic, social a Republicii Moldova și de mediu, desigur vom prezenta ulterior care sunt viziunile noastre și care sunt condițiile în procesul acestor negocieri. La ziua de astăzi putem vorbi de un proces absolut normal de negocieri și de discuții pe marginea anumitor obiective care urmează să fie realizate de partea ucraineană, dar aceste obiective nu trebuie să fie în detrimentul Republicii Moldova. Acesta este obiectivul și doleanța noastră. Avem la baza acestor negocieri o serie de acorduri internaționale care guvernează relațiile bilaterale și modalitatea de utilizare a porțiunilor de bazin a râului Nistru. De aceea vom rezulta din acordurile internaționale, tratatele care reglementează această situație, dar și din interesul Republicii Moldova, în așa fel ca să nu tot ceea ce se va construi, ceea ce se va agrea, să nu fie în detrimentul țării noastre. Dacă nu mai sunt întrebări pe acest subiect, stimați colegi, foarte... Da. Haideți să le clarificăm și după aia trecem. Deci ca și prioritate nu doar pentru agricultură, în general pentru economia națională este foarte important să avem în vedere și potențialul din afară, adică investitorilor străini care au potențial, au surse necesare și ar putea dezvolta afaceri de succes aici în Republica Moldova, contribuind la crearea de locuri noi de muncă, la dezvoltarea tehnologiei, condiții normale de muncă, impozite și așa mai departe. Ceea ce ține de sectorul agricol, eu consider că noi încă avem de crescut în potențialul sau în a oferi facilități și condiții pentru investiții atrase de producătorii noștri locali. Noi avem foarte mult încă de muncit în implementarea tehnologiilor și în motivarea, în primul rând, a producătorilor noștri, în realizarea planurilor lor investiționale. La fel, vom pune accent și pe posibilitățile de atragere a investițiilor străine, doar că în anumite condiții sau cu anumite restricționări dictate sau reglementate de cadrul legal existent.
Ori chiar și în condițiile în care unii din investitori văd acest lucru ca un impediment, și mă refer aici la vânzarea terenurilor agricole, noi avem argumente și oferim alte facilități sau alte posibilități în care această problemă, într-adevăr, sau aceasta nu există o problemă, cum ar fi acordarea terenurilor agricole pe bază de arendă. Și noi aici avem legea cu privire la arenda în agricultură, care oferă, dacă nu greșesc, până la 40 de ani, 39 de ani, termenul limită de arendă. Oferă o garanție pentru investitorul străin, oferă. Avem posibilitatea de concesionare a terenurilor agricole, doar că acest lucru trebuie, cum am spus, să ne îngrijim ca să intențiile investitorului străin cu adevărat să fie justificate, să fie într-adevăr direcționate la dezvoltarea sectorului agricol, dar nu la alte activități, inclusiv de diverse, dacă doriți, cumpărând terenul, neprelucrându-l, lăsându-l părloagă și neaducând venituri bugetului sau economiei naționale. Pot să dau de lec. Mai sunt întrebări, stimați colegi, pe raport? Dacă nu mai sunt, eu propun să trecem la doilea subiect. Înainte de a mâna aceste certificate beneficiarilor care îi avem în sală, vreau să fac un anunț. Cunoașteți că proiectul MACPI în Republica Moldova este implementat începând cu anul 2014 și componentele de bază vizând acordarea de granturi pentru acei care se asociază, formează grupuri de producători și investesc în infrastructura post-recoltare, frigidere, case de ambalare și alte echipamente și utilaje, au posibilitatea de a primi aceste granturi de până la 350.000 de dolari și componenta 2, managementul durabil a terenului, activitatea care urmează astăzi să o realizăm, adică să o scoatem în evidență prin amânarea acestor certificate. Ceea ce ține de grupurile de producători, vreau să vă aduc la cunoștință că începând cu data de 20 decembrie, practic începând cu ziua de astăzi, se lansează următorul apel de depunere a dosarelor din partea grupurilor de producători. Campanie care va dura până la 31 ianuarie 2019, în așa fel toți acei producători agricoli care intenționează să se asocieze, să formeze grupuri de producători și să aplice la programul de granturi referit în cadrul programului MACPI, Agricultura Competitivă în Moldova, au posibilitatea în perioada de referință să pregătească pachetele de documente și să le depună în cadrul Agenției de Intervenții și Plăți pentru a obține granturi în vederea dezvoltării infrastructurii post-recoltare. Amintesc că suma maximală de grant oferită constituie 350.000 de dolari. Până în prezent avem valorificate peste 9 milioane de dolari care au fost deja repartizate, alocate pentru 33 de grupuri de producători care au fost înființate, create începând cu anul 2014-2015, grupuri care presupun asocierea peste 150 de producători agricoli care s-au asociat anume în scopul de a-și întări capacitatea lor, de a-și întări puterea economică, de a accesa noi piețe de desfacere prin îmbunătățirea infrastructurii post-recoltare. Au construit frigidere, linii de sortare sau diverse echipamente și utilaje care îi facilitează în procesul comercializării producției. Deci, în cadrul apelurilor trecute, toate aceste grupuri au trecut. Am trecut deja la următorul apel, apel care se lansează începând cu ziua de astăzi, adică 20 decembrie, și care va dura până la 31 ianuarie 2019. Deci, îndemnăm toți producătorii interesați, toate grupurile de producători, cooperative care sunt interesați de acest program, să apeleze și să beneficieze de aceste facilități extrem de importante, mai ales în condițiile actuale, când tot mai des este întâlnită problema lipsei pieței de desfacere. Și această pârghie este, de fapt, un mecanism real în care agricultorii își pot consolida eforturile, își pot întări puterea, anume în vederea accesării de noi piețe de desfacere. Deci, stimați colegi, propun ca noi să trecem la mânarea acestor certificate. De fapt, este un element mai pozitiv acestei conferințe, adică am invitat toți producătorii agricoli care sunt câștigători acestor granturi. Managementul durabil a terenurilor este un program finanțat iarăși în cadrul proiectului MACPI, care are drept scop suport pentru producătorii agricoli în implementarea practicilor de
îmbunătățirii și sau disporirii a calității, a fertilității solului, de implementarea practicilor conservative de prelucrare a solului prin procurarea tehnicii și echipamentului modern care facilitează anume implementarea acestor practici. Și la acest subiect vreau să vă informez că pe parcursul acestui an, în cadrul apelului de granturi, au fost depuse circa 40 de solicitări. În procesul examinării și evaluării, domnul Ușurelu, ca președinte a Comitetului de Evaluare, au examinat toate aceste solicitări și, într-un final, circa 28 de producători agricoli au fost desemnați câștigători în cadrul acestui apel. Apel care, sau mai bine spus, proces care le oferă aceste granturi în valoare de până la 20.000 de dolari, adică 50% din costul sau din prețul de achiziție a echipamentului, utilajelor necesare implementării bunelor practici de management durabil a terenurilor. Deci fiind achiziționate combine moderne, sămănători moderne, scarificatoare, cultivatoare și așa mai departe, toate spectrul de echipamente necesar pentru buna implementare acestor experiențe și acestor practici. Deci, încă o dată, stimați producători agricoli, vreau să vă felicit pentru acest rezultat și vă urez în continuare succese, cât mai multe performanțe și cât mai multă productivitate de pe urma implementării practicilor alese de dumneavoastră și tehnica achiziționată cu suportul programului și cu suportul Guvernului Republicii Moldova. Într-un ceas bun și succese, de ce împreună cu colegii haideți așa, într-o formă foarte rapidă, să scoatem în evidență fiecare producător, să-l felicităm în mod separat. Deci, stimați colegi, domnul Gumovski, haideți să veniți alături de mine. Domnul Liviu Gumovski, director executiv a Unității de Implementare, care asigură managementul și logistica implementării acestui program și vreau să fiți alături de mine. Deci, certificat confirmativ de alocare a grantului în valoare de 1.926 de dolari SUA, se oferă beneficiarului SRL Biomarex Plus, satul Cupcini, raionul Iezina, pentru implementarea practicilor post-investiționale destinate managementului durabil la terenurilor. Se invită reprezentantul pentru a invita. Haideți, colegi, foarte. Eu trebuie metru să-l pui în piept. Este privescu și trebuie să-l luăm. Cine? SRL Traidan Agro, satul Tepcureni, raionul Ungheni. Ziua. Un ceas bun, să vă fie de bine și să vă bucurați în continuare de acest suport. Numai bine. SRL Dalar Duziu, denumire specifică Găgăuzia, da. Orașul Ceadărlungă, pentru certificat pentru oferirea grantului în valoare de 19,8.000 dolari. Domnul director, felicitări. Întreprindere individuală Gheorghe Halca, satul Zăgăranci, raionul Ungheni. Grant în valoare de 8,5.000 dolari. Gheorghe, felicitări. Proces bun, succes. Gățe Cepoi Adrian, satul Mihaileni, raionul Râșcani. Este vorba de un grant de aproximativ 15.000 de dolari. Domnul Adrian, succes. Și în continuare motivare pentru tot ce aici faceți. Succes. SRL Devotament, orașul Cupcini-Iedineț. Cupcini e oraș, nu-i sat. Grant în valoare de 19,9.000 dolari. Domnul director, felicitări și într-un ceas bun. SRL Pleurotis, satul Cucuruzeni, raionul Orchei, 19,7.000 dolari. Grant pentru procurarea echipamentului și tehnicei. Mulțumesc. 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 Mulțumesc.
Gospodărie Țărănească Viitorul, orașul Cupcini, raionul Iediniț, grant în valoare de $1,200. Domnul Enlie, cine este să înlie? Ce? Cooperativa de întreprinzători Magic Fruit, satul Sturzeni, raionul Rușcani, grant în valoare de $15,000. În continuare, SRL Agro Walters, satul Brezoaia, Căușeni, grant în valoare de $19,900 SUA. Сирелия Андриан Агро, сату Кетрос, району Дройте. Есть ли? Да, на субтесы. Или четыре? Да, ну, наверное. Doamnele, ocupă un rol aparte în politica noastră de subvenționare. Cunoașteți că noi avem mai multe măsuri de sprijin în care încurajăm femeile să facă afaceri, să dezvolte afaceri, să contribuie la dezvoltarea sectorului. În continuare, Gățesc, Coarță, Iurie Mihail, satul Șuri, raionul Drochea, Șurii Noi, da? Grant în valoare de $16,000. Domnul Iurie, succesă! Facem o poză de 10 metri. Nu avem. De bine. SRL TDS Company. Satul Chirca. Traiona Nini Noi. Grant în valoare de $20,000. Felicitări. Succes. GC TG Moraru. Trebujeni, Orchei. Grant în valoare de $20,000 pentru procurarea echipamentului. Ce tehnică ați cumpărat? Combină, da? E bine, succes. SRL Bursem.com, satul Zgurița, raionul Drochea. Grant în valoare de $20,000 pentru procurarea? Sămânătoare. E bine, succes. Mulțumesc. Gospodărie Țărănească Andronache Eduard, satul Mihaileni, raionul Rușcani. Grant în valoare de $15,800. Felicitări. SRL Prodagro Prim, orașul Sângerei. Grant în valoare $20,000. Felicitări. SRL Cadâc Emal, satul Gaidar Putea Găgăuzea. Este? SRL Ялсагу, сату Абаклия, районul Басарабяска. $12,700 certificat de oferire acestui grant. Domnul Мацко. Ce mai avea? SRL Agroconst Prim, satul Grimangăuț, raionul Briceni. $3,400 grant oferit. Haideți, poate vă pregătiți la ieșire toți care trebuie să veniți, să nu pierdem timp. Felicitări! SRL Ulerus Plus, raionul Iediniț, satul Șofrâncani. Da? Felicitări! Mulțumesc! Agrosadâm, orașul Comrat. $14,500.
Domnul Novac. SRL Sunt Grain Group, satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă, grant în valoare de 19,8 mii $ SUA. Felicitări! Și ultimul certificat, SRL Post Prodagro, satul Ursoaia, raionul Căușeni, grant în valoare de 20 mii $ Felicitări! Mulțumim! Succes mare! Mulțumim! Da, mulțumesc! Stimați colegi, încă o dată vreau să vă mulțumesc, să vă urez succes. Vreau să vă informez că mijloacele respective până la finele acestei luni vor intra în fond. Asta e obiectivul nostru, să nu intrăm în anul care vine cu datorii față de dumneavoastră. Folosesc această ocazie să felicit toată lumea cu sfintele sărbători de iarnă care vin, Crăciunul, Anul Nou, dar și alte sărbători care trebuie să ne umple sufletul de bucurie, să ne bucurăm toți de magia sărbătorilor de iarnă, multă sănătate, prosperare și să dea Domnul un an agricol cât mai prosper, în care să ne aducă roade bogate și bucurii în sufletele fiecăruia. La mulți ani, numai bine! Mulțumesc! Este propunerea colegii care cu... Haideți să facem o poză de grup tot cu certificatele aici în față. În spate. Haideți, poate. Thank you.